Programul Cocălnician are scopul de a susține mediul de afaceri și de a crea noi locuri de muncă, a declarat premierul Emil Boc, arătând că acest program se va aplica potrivit unei proceduri transparente, asemănătoare celei utilizate în programul guvernamental privind susținerea tinerilor întreprinzători. Șeful executivului a menționat că programul Cocălnician se axează pe două componente. Subvenționarea maximum 70% din rata dobânzii aferente creditului pe care un IMM dorește să-l acceseze, dar nu mai mult de 6,5% pe an. Acordarea de garanții de către Fondul Național de Garantare în numele și în contul statului, pentru maximum 80% din valoarea creditului pe care îl iau întreprindere mică și mijlocie, fără ca garanția să poată depăși 100.000 de lei. Premierul Emil Boc a apreciat că acest program guvernamental este cu atât mai oportun cu cât agenția de evaluare Fitch Rating a anunțat în urmă cu 2 zile că a ridicat calificativul de țară acordat României la categoria Investment Grade. Potrivit primului ministru, revenirea României la categoria Investment Grade are loc după ce în ultimii 2 ani au fost luate măsuri grele, însă arată că sacrificiile făcute nu au fost în zadar. Le mulțumesc românilor pentru că au avut tăria să reziste. Am ajuns acum la un moment în care România își redobândește statutul de țară în care se poate investi. Mergem pe creștere economică de 1,5-2% anul acesta și 3,5-4% anul viitor, a afirmat premierul Emil Boc.